Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit! Astăzi vreau să vă arăt cum prepar eu hrana pentru puișorii mei. Hrană care se administrează din prima zi de viață a puișorilor până la vârsta de 12 săptămâni. Primul ingredient de care avem nevoie este porumbul măcinat sau uruiala de porumb, cum știe toată lumea. Eu, cum v-am spus și tura trecută, prepar 20 de kilograme de hrană finită, pentru că atât pot să amestec eu în roabă. Și pentru lucrul acesta voi adăuga mai întâi 10,12 kg. Eu le-am cântărit și le-am pus în această căldare, după care le voi turna în roabă. Porumbul. Mai departe, avem nevoie de grâu, 2,4 kg, pe care le adăugăm și pe acestea în roabă. Mai departe, vom adăuga șurotul de soia, 6,1 kg. Vă dau aici un mic sfat. Aveți grijă când cumpărați șurotul de soia din comerț. Există șurot de soia degresat și șurot de soia cu grăsime 17 sau 18%. Pentru păsări este indicat șurotul de soia degresat. Adăugăm și șurotul de soia. Am putea spune că acestea sunt cele trei ingrediente de bază din hrana pentru pui. Adăugăm mai departe șurotul de floarea soarelui, 600 de grame. După care voi începe să amestec. După ce am amestecat în prealabil ingredientele menționate mai devreme, în final acum voi adăuga premixul tip G, un premix special pentru pui. Am aici 500 de grame sau jumătate de kilogram, cum știe toată lumea. Și aici mai am 260 de grame de calciu furajer. Le-am cântărit cu cântarul de bucătărie, de aceea le-am pus în funguțe. Și acum le adaug frumos pe întreaga suprafață pentru a se omogeniza cât mai bine. Prima dată adăugăm calciul furajer, care îmi dă puține bătăi de cap. Și acum premixul tip G, premix special, cum am spus mai devreme, pentru păsări. Și hrana noastră este aproape gata. Cine are, poate să mai adauge și 20 de grame de fosfat monocalcic. Eu n-am avut. Mi se pare o cantitate destul de infimă, fapt pentru care nici nu am căutat să fac rost de el. Ceea ce am preparat eu aici, vedeți și dumneavoastră, este hrana care o administrez eu puișorilor mei și vă voi arăta într-un clip cât de frumos au crescut puișorii mei și cât de bine au în greutate, fiind hrăniți cu această mâncare sau cu acest fel de mâncare. Acum voi amesteca totul și hrana pentru puișorii de vârsta până la 12 săptămâni este gata. Cum v-am spus mai devreme, eu dau această mâncare încă din prima zi când puișorii ies din nou, până la vârsta de 12 săptămâni. Acum voi amesteca totul foarte bine. Se aud pe fundaș și bibilicile care îmi fac galerie. Amestecăm totul foarte bine și putem duce mâncarea să dăm puișorilor. Așa prepar eu, dragii mei, hrana pentru pui. O prepar personal din două motive simple. În primul rând, este și o economie pe care o puteți face cu toții, pentru că ieșiți mult mai ieftin față dacă ați cumpăra hrana gata preparată din comerț. Și în al doilea rând, știți exact ceea ce puneți în hrana puiilor. Când cumperi din comerț, nu știi ceea ce conține acea hrană și prefer să ținem cu toții la sănătatea noastră, pentru că este mai importantă decât toate. Așa arată uruiala. Acum voi da puișorilor. Sper că v-am fost de folos cu acest clip. Dacă aveți întrebări, nelămuriri, lăsați-mi în comentariu. Voi scrie exact în descriere și toate ingredientele, cantitatea exactă în procente și mai apoi raportate la cele 20 de kilograme pe care le-am preparat eu. Rămâneți sănătoși, vă doresc spor în gospodărie și să auzim numai de bine. Zi frumoasă să aveți!